se anunță 3 nopți cu temperaturi sub 10 grade, așa că potrivit legii poate începe furnizarea agentului termic sub formă de încălzire. Toți consumatorii racordați la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică ce încă au lucrări nefinalizate pe instalațiile interioare și nu doresc momentan să beneficieze de serviciul de încălzire sunt rogați să anunțe acest lucru la dispeceratul Radet telefon 0341 461 000 sau 0241 616 792. Radet reamintește că va proceda la limitarea furnizării energiei termice către consumatorii care înregistrează restanțe la plata facturilor și totodată mulțumește consumatorilor care au înțeles să-și achite în termen obligațiile de plată. De asemenea, se pot depune și dosarele pentru a primi ajutor la încălzire. În funcție de tipul de combustibil folosit, solicitanții au la dispoziție mai multe locuri în care să-și depună cererile, fie la clubul pentru pensionari situat pe strada Duiliu Zamfirescu sau la cel de pe strada Dezrobirii, fie la sediul primăriei situat în cadrul molului din Parcul Tăbăcărie. Prețul pentru gigacalorie propus de primarul Decebal Făgădău pentru acest an este de 225 de lei, cu 10% mai ieftin decât cel de anul trecut. Astfel, subvenția de la autoritățile locale a energiei termice este de 48%.